Organizația susține că va continua protestele până când poliția se va obișnui cu ele și nu va mai recurge la rețineri. De cealaltă parte, poliția afirmă că nu cedează. Sperăm să nu ne ridice iar pe sus, ca și zilele trecute. Aceleași proteste, același scenariu. Nici poliția nu s-a plictisit și nici membrii Hyde Park. Unul dintre ei a fost astăzi reținut. Nici măcar nu știm în ce direcție a fost dus. S-a prezentat, s-a legitimat cineva? N-am văzut nici eu. Deci, noi considerăm că a fost sechestrat vicepreședintele organizației, fără să primim măcar o explicație clară. Acum vă numiți, cine sunteți? Ce mă luați? Haide, nu știți. Da, autorizații, de ce? Ce stat trăim autorizații la primărie? Care-i treaba? De ce? Ce stat trăim? Am autorizații, de ce? Băi, artiștilor, are autorizații, băi! Poliție criminală! Poliția sechestrează oameni nevinovați în stradă! Membrul organizației Hyde Park s-a aflat timp de aproape 3 ore la sectorul de poliție. A fost eliberat după ce i s-a întocmit un proces verbal. Potrivit organizației, protestul a fost autorizat de primărie. Poliția susține însă că autorizația era expirată.